Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare. El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută.
jertfa crucii tot mereu, că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii, iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii, iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas, și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus împărtășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea în Dumnezeu. Cine trupul lui primește, se împărătășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea în Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă îl va păzi cu puterea Sfintei Cruci, îl va umbri de Satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un host. Și
trage în rătăcile mai pe toți. De Satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un os. Și îi trage în rătăcile mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe sate a dobândit, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de Satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la sfinți părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu.
Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 5 februarie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfintei Mucenițe Agata. Sfânta Agata era din cetatea Panormes, din insula Sicilia. Ea strălucea prin frumusețea trupească, prin nevinovăție și prin podoabă sufletească și era foarte bogată. În vremea împăratului Decius a fost adusă înaintea egemonului Quintian, iar acesta a dat-o mai întâi unei oarecare femei necredincioase, ce se chema Afrodisia, ca să o întoarcă de la credința în Hristos. Dar Agata se ținea tare în credință și dorea mai degrabă să moară cu moarte mucenicească decât să se lepede de Hristos. Pentru aceasta a fost rău chinuită și, fiind aruncată în temniță, și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Se zice că pe mormântul ei îngerul a adus o lespede pe care erau scrise aceste cuvinte: cuget cuvios, lucrând în libertate, cinste de la Dumnezeu și patriei mântuire. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Teodula, tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teodosie cel din Scopelon. Acesta era de neam din Antiohia, trăgându-se din părinți străluciți și de seamă. Găsind el în muntele cel de lângă Cilicia un luminiș de pădure, și-a făcut acolo o mică locuință în care petrecea cu post, cu priveghere și cu genunchieri la pământ, având îmbrăcăminte aspră. Nevoindu-se în felul acesta, multă vreme a dobândit har și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și scotea din piatră seacă apă. El a ajuns atât de vestit încât cei care călătoreau pe mare în golful Ciliciei chemau numele lui ca să se izbăvească de furtună. Când țara Ciliciei a fost prădată de isuari, el a venit la Antiohia, unde, răbdând vitejește multe chinuri, s-a mutat către Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Polieuct, patriarhul Constantinopolului, tot într-o această zi pomenirea sfântului noului mucenic Antonie Atenianul, care a suferit mucenicia în Constantinopol la anul 1674, când de sabie s-a săvârșit. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.